Colaboratura al televiziunii noastre, producător și prezentator al emisiunii La Porțile Dorului, Clement Ilie s-a ocupat și de realizarea spectacolului Alături de Îngeri. Manifestarea cultural-umanitară, care trebuia găzduită la Giurgiu de Ateneul Bălănescu, a fost anulată, dar realizatorul speră ca acțiunea sa să-și atingă în cele din urmă scopul. Din păcate, din cauza lipsei autorizației de funcționare din punct de vedere al PSI, spectacolul care ar fi trebuit să aibă loc joi 19 noiembrie la Ateneul Nicolae Bălănescu, momentan se suspendă, însă avem în atenție ca după obținerea acestor avize, spectacolul să aibă loc, ținând cont că avea un motiv emoționant. Sumele de bani colectate din vânzarea biletelor, cât și donațiile făcute de publicul spectator, urmau a fi distribuite, urmau să fie trimise către familiile victimelor din clubul colectiv. Realizatorul spectacolului, Clement Ilie, dar și interpreții care urmau să evolueze pe scena Ateneului Giurgiuvean, își manifestă regretul pentru starea de fapt, mai ales că în nicio altă locație spectacolul nu a putut fi deocamdată organizat. Regretul vine și din partea artiștilor pe care i-am anunțat să nu mai vină joi la Giurgiu, însă trăim cu speranța că foarte curând ne vom revedea pe aceeași scenă pentru același scop. Profit de prezența dumneavoastră și vreau să înștiințez publicul spectator care procurase bilete și, ca o paranteză, biletele s-au vândut într-o singură zi. Sunt așteptați pentru a-și primi banii contra valoarea acestor bilete la punctul volan din piața centrală. Ceea ce se dorea un act umanitar s-a transformat, prin anularea spectacolului, într-o dezamăgire pentru toți cei care, prin gestul lor, urmau să întindă o mână de ajutor victimelor de la colectiv și familiilor acestora.